mă bucur mult să vă văd în număr atât de mare, pentru că despre ce este vorba aici se numește bucurie. Bucuria de a sărbători viața. Este, m-am întrebat de ce sunt invitată să vorbesc în fața dumneavoastră și m-am gândit că, de fapt, nu am decât competența practică de a vă spune că orice este posibil. Orice este posibil în momentul în care le faci pe ale lui Dumnezeu, toate celelalte se adaugă. Nu e atât de greu să crești un copil. Nu e atât de greu. Cred că toți, dacă aveți inima deschisă, vă dați seama că o viitoare mămică, o mămică, are lumina harului în jurul ei. E o fantă de har care o înconjoară. Vreau să vă spun că pentru mine harul acesta continuă să se simtă în momentul în care copiii mei mă îmbrățișează. Sunt 21 de ani de când am avut un accident și mă aflu în situația aceasta. Am hotărât că ceea ce mă definește ca om este capacitatea femeii de a naște, maternitatea. Și copiii mei au fost asumați din primul moment. Și ei acum sunt la Marșul pentru Viață, în Câmpina, acolo unde au mers cu colegilor și cu prietenilor din ultimii ani, au tot participat. Și ceea ce m-a motivat să fiu aici și să nu fiu cu ei a fost să pot spune că dacă vorbim de 23 de milioane de avorturi și dacă ne gândim că ne plângem copiii care pleacă din țara asta și nu se mai întorc și totodată nu îi primim pe cei care vor să se nască aici, ar trebui să găsim o soluție să împiedicăm cercul acesta. Vă mulțumesc că sunteți toți aici.